Salut! Sunt Florin Grozea și astăzi vreau să povestim un pic despre o modă pe care am văzut-o în filmele și serialele americane din ultimii ani, și anume personajele principale dure, arogante, care încalcă orice regulă socială, oameni nesimțiți chiar, fără limite de bun simț. În general, oameni geniali în domeniile lor de activitate, dar fără niciun pic de empatie, fără niciun pic de sensibilitate, fără limite n-aș spune părerea și aș igni alți oameni. Uneori rasiști, xenofobi, nesimțiți, aroganți, ce să mai, insensibili la sentimentele altor. Aceste personaje au devenit modele pentru unii dintre noi. Am observat eu pe internet. Vă dau câteva exemple. Gregory House din serialul House MD, Sherlock din serialul cu același nume, Steve Jobs din filmul Jobs, Hank din Californication, Sheldon Cooper din The Big Bang Theory, Fletcher, profesorul nebun din filmul Whiplash, nu știu dacă l-ați văzut, Alan Turing din filmul The Imitation Game. Sunt aceste personaje arogante, nesimțite, niște modele pentru noi, pentru telespectatori. Am observat că lumea îi laudă pe internet. Sunt modele pentru că șochează și încalcă orice regulă socială și chiar morală. Ce fel de modele sunt aceste personaje? Am observat că unii privesc doar la suprafață și preiau doar partea negativă, spectaculoasă a lor. Doar vorbele urâte, atitudine agresivă și arogantă. Mulți realizează faptul că oamenii aceia, personajele din acele filme, au în spate zeci de ani de performanță și de muncă. Au rezultate spectaculoase și sunt într-adevăr niște oameni excepționali care fac lucruri excepționale. Gândiți-vă un pic la asta. Sunt aceste personaje, nu sunt ele negative, arogante. Niște modele pentru că înjură și ne socotez regulile societății, pentru că sunt diferiți? Sau pentru că schimbă în bine lumea în care trăiesc? Gândiți-vă un pic la miile de ore de operații pe care personajul House le-a petrecut salvând vieți, la zecile de invenții geniale realizate de Alan Turing, la sutele de mii de ore de repetiții ale profesorului Fletcher, la miile de vieți salvate de Sherlock. Gândiți-vă un pic la asta. Ei sunt modele pentru că doar așa, pentru că înjură și vorbesc urât, sau pentru că chiar au făcut ceva în viața lor, chiar au schimbat viețile oamenilor în bine. Unii oameni au voie să fie aroganți, dar știi, chiar puțini ăștia. Sunt foarte puțini. Să fie clar, noi nu îi admirăm pentru că sunt aroganți și nesimțiți, ci pentru rezultatele muncilor. Adică eu așa aș spera de la aceste filme și seriale. Turing nu a intrat în istorie pentru că a umilit niște colegi de-ai lui, ci pentru că a inventat calculatorul și inteligența artificială. Așa cum personajul House nu este de apreciat pentru că nu vorbește cu pacienții, ci pentru că a salvat vieți care păreau imposibil de salvat. Spuneți-le copiilor că scenele spectaculoase din filme și seriale sunt doar de show. Adevărul este mai puțin spectaculos, dar de cele mai multe ori mult mai interesant. Vă doresc o săptămână frumoasă!